Bă, salutăm fratele Coracu și bine v-am găsit la un nou episod din podcast cu nimeni altul decât... Bă, nici nu știu cum să te caracterizez. Cum vrei. Tânără speranță, youtuber, fotbalist, nu știu cum să te caracterizez. Fără alte introduceri, boi, suntem alături de nimeni altul decât Sebastian Chitoșcă Nurale. Și el acum a făcut așa. L-am adus pe Sebastian Chitoșcă, boys, l-a șerut câțiva pe acolo, dar mi-am spus și niște întrebări super ciudate, pe care nu știu cum o să le abordeze, cum vrei să zic, Sebi, Sebastian? Sebi, nu contează. Sebi, și am un coș de mie, se fixă în evidență aici, e coșul meu... Îl edităm, nu-i problemă. Da, nu scoate nimic, mă, ce vrei, așa suntem noi. L-am adus la podcast pe nimeni altul decât Sebastian Chitoșcă, boys. O să fie un episod super, super funny, cred eu, pentru că suntem doi youtuberi, cum zice Cosmin Nelson. Suntem doi oameni care iubim să facem YouTube, iubim zona asta online și iubim să răspundem la întrebări și să fim întrebați. Că de-aia facem YouTube, să vă răspundem vouă la întrebări, că ne înjurați acolo în chat și ne spuneți fel de fel de întrebări. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, la Jegosul Suprem și la... Chitoșcă Oficial. Chitoșcă Oficial, boys, oricum apare că pune tata aici pe editare de desubtul nostru. Vreau să încep prin celebra mea introducere deja, că sunt la episodul 10-11, nici nu știu exact al câtelea, pentru că mai am unul filmaș, trebuie să-l editez. Sebi! O aștept. O caracterizează-te într-un minut. Ok, hai să începem repede. Sebastian Chitoșcă mă numesc, sunt din Piatra Neamț, am 27 de ani, am fost sportiv, profesionist, fotbalist mai exact. M-am lăsat de un an de zile din niște probleme de familie, motivul pentru care am părăsit România. Să mă caracterizez pe mine, în primul rând foarte corect, în al doilea rând ambițios, în al treilea rând încăpățânat, merg pe principiile mele de viață. Niciodată nu renunț la scopul meu personal dacă am un scop. Mai exact cum sunt și acum cu un nou scop în viața mea după 20 și ceva de ani de sport, să, nu știu, să fac un content frumos pe YouTube și iubitor, nu știu, cam atât. Ce pot să zic mai mult? Te-am lăsat mai mult ca să te caracterizezi tu cum vrei. Sportiv de performanță, fost ai zis, nu mai ești? Fost, da. Nu mai sunt. Nu te mai simți? Mă mai simt, adică aș mai putea să joc. Sincer, aș mai putea să joc în România. Cel puțin acum, dacă după un an de pauză m-aș duce să mă antrenez undeva la două luni cu o echipă, aș putea să plec din nou, să-mi dau un restart carierei undeva la o echipă de Liga a doua cu pretenții de promovare în Liga întâi. Dar n-am să mai fac chestia asta pentru că, sincer îți spun, m-am săturat de sistemul din România, unul la mână și doi, trebuie să fiu alături de familia mea și fratele meu care a trecut printr-o cumpănă foarte grea acum un an de zile, mai exact pe 10 august anul trecut. Eu știu treaba asta pentru că m-am uitat la clipul tău pe care îl și recomand, povestea ta la tine pe canal, însă da. Oamenii nu știu, dacă ai putea să sintetizezi într-un minut, așa, rapid. Ce să fac? Că nu s-a să întrerupt. Sintetizezi, dacă ai putea să sintetizezi puțin. Pe oamenii nu știu treaba asta. Da, mai exact să fac o paranteză de ce m-am lăsat de fotbal scurt așa. Undeva în 10 august anul trecut, fratele meu a venit acasă în concediu din Germania, el fiind stabilit aici de peste 10 ani. A fost cu doi prieteni să mănânce și el un grătar într-o locație din Piatra Neamț. Uh-huh. Undeva unde... La locația respectivă erau niște indivizi care se certau de la niște bani că nu voia să plătească o notă de plată sau ceva de genul ăsta. Iar fratele meu, ca așa e el mai săritor și mai bun la suflet, le-a spus, stați neștiți că vă plătesc eu nota, nu-i problemă. Fratele meu, neavând banii românești la el, le-a dat 100 de euro indivizilor și... Bineînțeles, nota era undeva la 100 și ceva de lei. Uh-huh. Acum aștepta restul, nu? Pentru că nu poți să dai 100 de euro unor necunoscuți. E suficient și de ajuns gestul că te-ai oferit să le plătești nota. Da. Uh-huh. Și oamenii fiind, nu vreau să fiu rasist, oamenii fiind de etnie romă,
N-am nimic cu țiganii, respect pe toți. Sunt majoritatea dintre ei, am foarte mulți prieteni, sunt oameni ca și noi, tot românii consider, așa. Fiind beți, a zis, cereți mai vrei, mă, românule, sau din astea. Și a început să-l înjure și nu știu ce. Și fratele meu, îți dai seama, pe dreptatea lui, le-a zis, dă, mă, și l-a jignit, dă-mi și mie restul, eu te ajut și nu știu ce. În fine, s-a întors cu spatele și a luat un pumn pe la spate, a căzut cu capul de terasă, de acolo, de un lemn, a intrat în comă de gradul 4 direct și ferească a avut... Dumnezeu. 1% șanse de viață și 99% dacă trăiește să rămână legumă la pat. După 3 săptămâni de comă la Iași, fratele meu și-a revenit în proporție de 90%, asta însemnând mergând, vorbind și toate cele bune, ceea ce nu s-a așteptat nimeni, e un caz la câteva milioane. În momentul de față, după un an de zile, este ok, dar nu mai este fratele meu cel de dinainte, nu poate să mai muncească, nu poate să mai facă efort, obosește foarte repede, nu este lucid în 100% din timpul zilei și tot așa. Da, noi, și ce s-a întâmplat cu agresorul? Este cercetat în stare de libertate, el fiind recidivist, având 4 ani, coadă de la o pedeapsă de 15 ani tot pentru crimă. Și în momentul de față el este acasă, în libertate, iar fratele meu, să zic așa, România, a rămas niște sechele. România nu mai aude pură. Cu o ureche, nu mai aude cu o ureche deloc, n-are ce să mai facă, în rest, cam atât. Da. De asta am și decis să vin să fiu alături de el, el după 3 săptămâni de la Iași. Justiția își face de cap. Da, el fiind asigurat aici, a fost transportat, a venit medicii după el din Germania, l-a transportat aici, s-a recuperat aici. Eu am venit să fiu alături de el. În momentul ăla eram în tratative cu U Cluj, pe prelungirea contractului, sau cu CSA Steaua. Și am ales să pun punct carierei pentru o perioadă, la momentul ăla, care nu știam cât va dura. Cam asta a fost. Am înțeles. Sad story, dar să sperăm că o să aibă un final fericit, știi, per total. Să sperăm că va fi ok, per total. Bun, suntem Sebi, mulțumiți de ceea ce se întâmplă în momentul de față. Avem două subiecte comune, să zicem așa. Ești primul om cu care am două subiecte comune, care mă interesează pe mine mai mult, n-a să zic așa. Primul, facem YouTube amândoi și doi la mână, o să-l afli pe parcurs, nu o să ți-l zic de acum că o să fie o surpriză. Că nu știu dacă știi. Nu știu dacă îți dai seama, dar vedem pe parcurs. Dar hai să vorbim despre primul subiect. Primul subiect și anume YouTube. De cât timp faci YouTube? Da, de 3 luni jumate, aproximativ 4, cred. De 4 luni aproape. Cum a pornit treaba asta? Cum te-ai apucat de YouTube? Hai să încep de la început. Eu în copilăria mea mușcam foarte mult jocuri pe calculator. Dar până la 14 ani, când lucrurile cu fotbalul au devenit puțin mai serioase, am promovat la echipa mare, la 14 ani mă antrenam cu echipă de Liga 1, asta era uluitor pentru un copil. Și am zis, băi, oamenii ăștia chiar cred în mine și chiar eu am potențial. Și am lăsat jocurile de pe calculator, le-am lăsat la o parte, m-am concentrat pe fotbal. Iar în 2018 sau 2017, când m-am transferat de la Steaua la Botoșani, am fost la cineva în vizită în Botoșani și se juca PUBG. Ok. Eu nu știam de PUBG, dar știam de YouTube, știam de gaming, susțineam stream-ul românesc, mă uitam la diferiți YouTuberi de Counter-Strike, mă jucam Counter-Strike cu unii, după aia îmi plăcea să mă uit la ei, după aia, după ce am devenit interesat de gaming, am început să mă joc cu anumiți oameni din YouTube, Counter și tot așa, dar nu eram YouTuber. Ducându-mă la băiat acasă, am văzut PUBG, eu nu aveam calculator.
Când am văzut PUBG, m-am pus la calculator, jucam Counter înainte, am jucat la nivel de PGL Liga 2, 1-5 și 1-6, până când m-am lăsat. Așa, știam să mă joc efectiv, shootere, Counter, PUBG, sunt acolo, categoric, da, da, da. Nu eram un pro player, eram un beginner, dar mi-a plăcut. Și crede-mă că până a doua zi nu am mai plecat de la om de acasă, am stat numai pe PUBG. Mamă, te-ai jucat ceva? Ajungând acasă, da, ajungând acasă, search pe OLX, primul calculator de gaming pe care l-am văzut să suporte PUBG-ul, l-am cumpărat. La Botoșani. 2018 se întâmplă asta. Okay. Și am început să mă joc pe calculator. Până în 2020, făcând... Dar tu atunci jucai fotbal? Spune, te rog. Dar tu atunci jucai fotbal? Da, jucam la Botoșani în Liga 1. Păi și cum te-ai împărțit? Păi făceam ca sportiv, depinde de perioadă. Majoritatea timpului ai maxim două antrenamente pe săptămână într-o singură zi, gen două antrenamente pe zi, o zi din săptămână. În rest ai un antrenament pe zi dimineața de la 9 la 1, ai terminat tot programul, cu masă, cu antrenament, cu tot. Și de la 1 până noaptea n-aveam ce să fac într-un oraș ca Botoșani. Nici nu-mi place să ies, nu-mi place aglomerația, nu-mi plac orașele aglomerate. Mă jucam non-stop și am început să mă joc cu Rider, CS, cu Palaș, cu Denis Alibek, cu... Ne jucam, aveam grupul nostru, cu Real Cron. Am dat-o pe CSGO. După PUBG am dat-o pe CSGO. Și am început să cunosc youtuberi, să mă joc cu ei. Și uite așa, după... Ajungând în 2020, după 2 ani de ce mă jucam offline, cum ar veni, mi-a spus un prieten de-a meu, băi, de ce nu te apuci de YouTube, că ai tot ce trebuie. Și zic, bun. Da, de ce nu? Și am dat drumul la rec pe YouTube. Ok, cum a fost prima ta zi pe YouTube? Foarte mișto. Eu nu-mi doream decât să am 20, 30, 50 de oameni. Da. Cu care să mă joc, să am gen un anturaj al gamingului, să intru în lumea asta, să facem, nu știu, să ne distrăm. Obișnuit fiind din viața reală cu mulți băieți în vestiar, caterincă, da. Joc de echipă, și în gaming e la fel, dar numai că e puțin mai diferit. În gaming lumea e puțin mai toxică, să vorbesc în termenii ăștia de online. Știi? Nu mă așteptam să fie chiar atât de toxică, înțelegi? Dar îmi plăcea chestia asta și de asta m-am apucat de YouTube, având și sprijinul lui X-Breaker, el fiind un prieten de-a meu mai vechi. M-a luat la el acasă, eu fiind în București, hai să faci de la mine. N-aveam nimic, crede-mă, am ajuns în România doar cu telefonul buzunar și un rând de haine. Și a doua zi când am ajuns în București, eram live pe YouTube, eu n-aveam niciun fel de aparatură pentru site-ul ăla. M-am dus la băiat acasă, mi-a dat rec și aveam 100-200 de oameni pe live. Era ceva senzațional, știi? Deci ai început, aia... ai avut un început fulminant. Da, după aia mi-a zis el, știe lumea că te-ai lăsat de fotbal? Și zic, nu știe, știe că sunt într-o pauză, că am probleme de familie. Și zic, păi, dă fratele meu, exact așa mi-a zis, dă fratele meu în presă că te-ai lăsat de fotbal și crede-mă că o să fie bine. Am dat în presă că m-am lăsat de fotbal, imediat după ce am dat în presă mi-a și zis, el a fost cu ideea, fă un story de ce te-ai lăsat de fotbal. Am văzut, m-am uitat și eu, nu m-am uitat la tot, dar l-am văzut, am văzut ceva părți din el. Am făcut acel story, imediat după ce am făcut acel story, următorul live, eram 1000 de persoane pe live și crede-mă că am făcut aproape 200.000 de vizualizări la clipul ăla în mai puțin de... Nu, 150.000 de vizualizări mai puțin de o săptămână, că în săptămâna aia efectiv urleau ziarele, s-au legat de perioada mea de FCSB, pentru că mass media asta înseamnă mult clickbait și mult, cum ar veni, dramatism. Dramă în fotbalul românesc, fost stelist, s-a lăsat de fotbal la numar 26 de ani, prin ce dramă a trecut, ei.
Da, da, da. Făcând știrile astea, mi-am pus și canalul. Titlurile astea basic, clickbait. Link direct de la video. Și am făcut undeva 20.000 de abonați într-o săptămână în perioada aia. Uh-huh. Cât a fost la cald perioada subiectul. Aia, mi-a plăcut, m-am ținut de treabă și îmi place ceea ce uh-huh. fac, așa am început cu YouTube. Bun, bun, așa ai început cu YouTube-ul. Ce țeluri ai legate de YouTube în următorul an? Sincer, m-a cam dat înapoi perioada asta cu pandemia pentru că am vrut să revin de multe ori în țară, dar uh-huh. fiind pandemia, fotbalul fiind întrerupt, proiectele mele legate de filmările pe care le aveam programate, gen challenge-uri pe teren uh-huh. cu fotbaliști din România, s-au stopat. Iar uh-huh. anul ăsta vreau să revin în țară, în București mai exact, pentru început, să filmez cu lumea care deja am stabilit să filmez cu diferiți fotbaliști importanți din România, nu numai uh-huh. importanți, și neimportanți, mai mici, cum eram eu, de exemplu, pentru că în România sunt două, trei echipe mediatizate, în rest nu mai știe nimeni de nimeni. Da, noi, ăilalți fotbaliști care nu jucăm la Steaua sau la Dinamo sau la CFR sau la Craiova, noi nu suntem fotbaliști, noi jucăm în Liga 1, dar doar Denis Mane în Liga 1 sau Florinel Coman sau da. Cei mediatizați. Mergi pe stradă, nici nu știe omul că e sportiv. Înțelegi, cam ăsta e nivelul în România. Da, de cultură sportivă. Ai avut o perioadă, cât timp ai jucat la FCSB? Un an jumate. Un an jumate, ți-ai legat prietenii acolo? Gen, care super, mai ții legătura cu băieții? Da. Țin legătura cu toată lumea pe oriunde am fost, dar cel mai special om pe care îl stimez și îl iubesc ca prieten e Borceanu, pentru că e un om extraordinar și vorbim orice despre viețile noastre, ne știm problemele, ne știm necazurile. Eu sunt ca un frate de-a lui mai mic, dar în rest mă respect și cu Tamaș din perioada Steaua și cu Pintili, cu majoritatea am rămas în legături bune. Dar mai strânse Borceanu, Pintili și Tamaș. Spune-te, rog. Ți-a făcut plăcere să joci la FCSB, sincer? Sincer să spun, cu toate că eram conștient că nu am transferat de lotul Stelei, că e unul foarte valoros, pot să zic, chiar dacă n-am jucat foarte mult, mi-a făcut plăcere. N-am jucat foarte mult pentru că înainte Steaua avea un lot puternic. Perioada Regekampf, Thomas Neubert, avea pe pozițiile mele, erau jucători de echipă națională, titulari, Kipciu, Adi Popa, mai era un Stanciu, mai era un Hamrun, mai era un Dea Morim, mai era un Enache, mi-era foarte greu să joc. Dar uite că am luptat, condițiile de la FCSB erau unele de Champions League, din orice punct de vedere, echipament, antrenamente. Se investește bani. Adică da, la Steaua se investesc foarte mulți bani. Crede-mă. Pentru asta e investită în Liga 1 FCSB-ul și respectiv Becali, că bagă foarte mulți bani. Nu numai pentru asta. Nu numai că bagă bani, că cele mai bune condiții, cele mai bune salarii, nu? Exact, dar hai să vorbim și despre istoricul Stelei. E singura echipă care a câștigat Champions League-ul, bro. O echipă care a câștigat Champions League-ul nu poate să dispară așa, ușor, din fotbal sau din istorie. Nu putea să fie un Unirea Urziceni, înțelegi? Are un palmares, are un nume. Eu peste tot unde am fost cu Steaua, crede-mă că am jucat la multe echipe. Dacă nu jucai cu Steaua, oriunde mergeai, te știa lumea. Steaua Bucarest. Te respectau oamenii. Dacă când mergeam cu Ceahlău, cu voluntari, cu Botoșani, nu știa nimeni de tine, erai mic. Ai jucat la FCSB, ți-a plăcut. Care a fost cea mai frumoasă perioada ta din... Eu nu vreau să stau foarte mult pe subiectul ăsta, fotbal. Vreau să discutăm din toate, câte puțin. Care a fost cea mai frumoasă perioadă? Unde ai petrecut cea mai frumoasă perioada ta din fotbal, din sport? La ce echipă? Sau... Unde, da? La ce echipă? Cred că la echipa națională în 2011, când am jucat la campionatul european. Cum am jucat naționala Under 21 european, așa am jucat și noi în 2011 cu naționala Under 19. Și acolo
au fost echipe precum Spania, Grecia, Serbia, Irlanda. Și la Spania juca Morata, Deulofeu, Sarabia, jucători care în momentul de față sunt consacrați, super consacrați, nu consacrați. Sunt la niște stadii de, nu știu, fotbalistice enorme față de lotul pe care l-aveam noi. Da. Noi eram un Stanciu, un Benzar, un, nu știu, care mai sunt acum în fotbal la un nivel bun. Cred că Stanciu și Benzar sunt singurii care s-au menținut la un nivel ridicat în fotbal. Cred că atunci am întâlnit un Franța, un Varan, un, mă refer în toată perioada de calificări și totodată, tot ce s-a întâmplat, perioada aia de la campionatul european. Cred că atunci. Și bineînțeles, Steaua, cu toate că nu prea am jucat la Steaua și Steaua pe oriunde mergeam, mergeai în hoteluri bune unde mai vedeai un Eto'o, unde mai vedeai o echipă șmecheră, mai jucai un amical cu echipe de top ale... Am înțeles, ale bun. Lumii, deși adică îți oferea oportunități. Cu Charlo am jucat cel mai puternic meci posibil. Cu cine? Cu AS Roma, unde atunci juca un Totti la AS Roma, un Mexes, un Jeremy Menez. Nu mai știu, erau mulți jucători care jucau atunci la AS Roma. Ok, deci ai avut... Bine, ți-am zis, FCSB-ul ți oferă cele mai mari oportunități, să zicem, nu? Exact, exact. Bun. De asta se spune... Acum o să afli... spune. De asta se spune că te transferi la cea mai bună echipă din România, că și speranțele sunt altele, te vinzi altfel. De exemplu, un Moruțan la Botoșani valora 500.000, când s-a dus la Steaua s-a triplat prețul, pentru că te-a luat un brand. E normal. Bun, acum o să afli al doilea subiect pe care ai zis că îl prevezi, îl prevedeai, na, să zicem. Okay. Ai fost la un pas, din ce mi-ai zis și mie acum recent și ce am văzut și pe povestea ta, ai fost la un pas de a semna cu echipa mea de suflet. Cu Dinamo? Nu, cu Steaua București. Ah, cu CSA. Ok. Da, cu CSA Steaua București. Am fost București la un pas să semne și cu Dinamo, dar... Nu. Ok, deci hai să vorbim despre CSA dacă vrei. Ok. Povestește-mi treaba cu CSA-ul, cum a fost. M-a sunat Oprița, antrenorul de la CSA, din momentul ăla, și mi-a zis exact așa, numele meu e Cutare, suntem de la CSA, ce faci, cum ești, unde ești? I-am zis ce fac, cum sunt, unde sunt, și mi-a zis exact cuvintele astea, mi-a zis: te rog frumos din suflet, vino și alătură-te proiectului nostru. Știu că vii de la Liga 1, știu că e Liga 4, noi aici suntem serioși, vrem să promovăm, noi avem mare nevoie de tine, te rugăm, vino. În prima fază am spus da, vin. De ce ai spus da? Pentru că am crezut în proiectul CSA, am crezut în omul Oprița și pur și simplu voiam să rămân în București. Înțelegi? Și banii pe care mi-i dădeau era echivalent cu un salariu de Liga a doua, chiar și Liga 1, echipă de retrogradare. Și financiar mi-o ofereau. Da, da, da. Și totuși ai refuzat. Condiții bune. Am refuzat pentru că mă mânca. În prima fază am refuzat, la un moment dat am zis nu, mă refuza chestia asta, Liga 4, auzeam numai de alea, 8-0, 12-0, la minutul 30 s-a terminat meciul. Eu veneam după un sezon de Liga 1 cu Botoșan cu 33 de meciuri jucate, 4 goluri, 4 pase de gol, așteptam altceva, alte așteptări. Bineînțeles, m-am crezut în lume, în oameni, îți găsim, îți facem, îți dregem. Refuz acolo, am refuzat până când... Ce alte oferte ai mai avut în timpul ăsta cu CSA? Au fost vreo două echipe de Liga 1, nu vreau să le dau numele. Ok. Și vreo trei de Liga 2. Și nu te-a atras la ele? Nu m-a atras Liga 2 pentru că nu erau echipe de promovare. Și Liga 1 erau echipe care jucam efectiv doar ca să mă aflu pe acolo și să păcălesc, să mai iau un salariu.
echipe care într-adevăr s-au adeverit că o să retrogradeze sau chestii de genul ăsta, că nu o să aibă performanță. Echipe neserioase cumva, gen. Da, da, da. Și deci tu practic tot timpul ai urmărit performanța cumva și să evoluezi, să ajungi undeva. Având în vedere că aveam 26 de ani, am zis, bro, acum ori niciodată, ori evoluăm, da, ori stagnăm sau decădem. Și eu decădeam. Și am zis, da, băi, nu se poate. Ori albă, ori neagră. Să mă duc la Liga a doua pe... Și acum, Sebi, și acum, Daniel Oprița, e același Oprița, e tot acolo și Liga a treia. Ce spui? Mă bucur foarte mult că s-a promovat. Eu nu am nicio treabă, CSA, FCSB, nu am absolut nicio treabă. Te-ai duce? Nu m-aș mai duce la nicio echipă din România. Crede-mă că după două luni ce m-am stabilit aici și mi-am făcut acte, am avut ocazia să mă duc la Rapid, Liga 2. Am fost sunat și nu m-am dus. Mamă, deci dacă nu trăgeai, că n-am vrut să mă mai întorc în România. Hai deci să spun ceva. Treci, spune, spune. Nivelul financiar în București e foarte ridicat. Da. Numai pe motorină, dacă stai într-o zonă ciudată, departe de stadion, pe lună dai undeva la 30 de milioane. Având în vedere ce trafic e în București. Da. La orele în care eu aveam trafic. Uh-huh. Să mai plătești și o chirie de minim 300 de euro într-o locație ok, acceptabilă. Nu wow, uh-huh, da? Undeva în Berceni, să iei un apartament cu o cameră cu 300 de euro, că dacă vrei mai mult, dai 500. Corect. Motorină, mâncare, cazare, un salariu de 2000 de euro, stai în București doar ca să trăiești, nu pui nimic deoparte. Da, doar ca să trăiești, nu să și ai ceva speranțe de viitor. Exact, adică să stau într-un loc doar ca să câștig existența, nu pot. Da, cred că și nimeni nu ar accepta asta. Și să fiu un fotbal doar că, și eu fotbalist, mă duc două ore. N-am fugit niciodată. N-am avut niciodată arfe de fotbalist, n-am avut niciodată suferință cine sunt eu în fața mea. Poate când eram copil pe la 18 ani, când jucam în Liga 1, nu mai mi-ajungea nimeni la nas. Astea erau vremurile, dar treptat am început să înțeleg că, băi, până la urmă ești tot om, până la urmă nu contează ce faci în viața ta, contează cum ești educat în viața asta și cum îți trăiești viața, la ce nivel educativ. Modestia și cam atât. Banii se duc și pleacă, indiferent de cât de mulți o să ai și cât de mulți o să ai, tot timpul vrei mai mult. Da, asta și e corect. Și am zis că e momentul să-mi iau soția, să mergem să ne dezvoltăm viitorul. Și ai ajuns în Germania. Străină. Da. Ai ajuns în Germania, îți place acolo? Enorm de mult, enorm de mult. Nu m-aș mai întoarce niciodată în țară. Aici... Uite. Lumea nu are nimic cu tine. Te dai jos de pe bicicletă, lumea zâmbește, te respecte. Dai jos din Lamborghini, e la fel. La noi acasă, dacă te dai jos din X5, ai femeia la produs. Dacă te dai jos din tramvai, boschetarule, mergi cu tramvaiul. Dacă mergi cu bicicleta, băi, săracule, n-ai nici bani de autobuz. Lumea, în loc să aibă grija lor, are grija ta. Asta... Corect. E foarte greșit în la noi. Plus că n-avem drumuri, bro. Vrei să te duci tu până la București, faci 350.000 de mătănii să ajungi până la București. Că poate să intre... Da, nu ți s-a venit nicio oportunitate să joci în Germania? Nu, pentru că nici n-am căutat-o. Nu vrei, bro, nu mai vrei. Bro, totul se face pe conexiuni. A. În 2020 totul se face pe conexiuni. Dacă n-ai o conexiune, nu poți să te duci tu la ușa clubului. Auziți și ceva, sunt Sebastian Chitoș, că am jucat, am făcut, am 100 și ceva de meciuri în prima ligă, am jucat la Steaua, hai, mă primești pe mine? Nu, te bagă nimeni în seamă. Efectiv, da, te bagă nu nimeni ai... în seamă. Și dacă nici n-a fost un... omul bun care să sun lumea să zic, hai, mă ajut și pe mine, te rog frumos, nu. Dacă m-a sunat să mă duc cineva undeva, bine de bine. Dacă nu, iarăși. Deși puteai. Pot să fac asta și acum. Dar nu vrei să o faci. Da, e mai bine să te știi tu curat, știi? Cel mai bine este să te știi tu curat, sufletește, nu?
Da, niciodată nu am fost un lingou, cum se zice, la noi în da, România. Da, da. Deci n-am pentru tine treaba, practic cariera de fotbal o vezi gata, încheiată. Da, 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 da. Pentru că pentru că crede-mă, aici angajat normal, eu și soția trăim mai bine decât o carieră ca și fotbalist al României. Da, altă bine. Țară, altă țară, Sebi. Altă mult țară. Mai bine și cheltuielile cred că mai mici decât în București. Corect, asta știu. Asta știu și eu, că am și eu câțiva prieteni până prin Germania. Deci cariera de fotbalist a încheiat. În schimb, a început cariera de streamer, YouTuber. Cum te vezi? Ia spunem, cum te vezi? Live streamer, YouTuber, content creator, spunem cum te, tu cum te vezi. Ca nici nu știu, eu sunt genul de om care mi-am propus să fac ceva pe canal și după aia am făcut altceva că m-am adaptat situației. Stând în casă, trebuie să facem live-uri, trebuie să... Ce content puteam să mai aduc? La mine totul se baza pe challenge-uri. Nemai având ocazia să fac challenge-uri, am făcut live stream-uri cu FIFA. Tot legat de fotbal. Bun. Nu știu, scopul meu pe YouTube este să fac conținut și de gaming și de fotbal pe challenge-uri și să ajung undeva, nu știu, un an de muncă, 5 ani să zic, la un nivel în care să am acces să fac un challenge sau o filmare cu un jucător mare din Europa, de la o echipă din Germania, de la o echipă am de oriunde. Am înțeles. Ăsta e scopul meu. Mm-hmm. Fac de plăcere. Sebi, fii atent aici. E Sebastian Chitoșcă de acum. Acela Sebastian Chitoșcă de acum, nu știu, câțiva ani când juca în Liga 1 și era fotbalist? Nu. No. Ce s-a schimbat între timp? Nu. Mentalitatea despre viață, oameni și bani. Între agonie și extazie o secundă ca și între viață și moarte. O chestie de o secundă, de noroc, de conjunctură și ghinion. Noroc sau ghinion, conjunctură. De exemplu, când fratele meu era în comă, puteam să am milioane de euro, nu puteam să îl ajut cu absolut nimic. Perioada aia mi-a schimbat mentalitatea despre bani. La un moment dat aveam impresia, când aveam bani, că poți să cumperi... Nu vă gândiți, oameni buni, că aveam sute de mii de euro sau milioane. Dar la ce trai era în România, 5.000 de euro salariu pe care eu îl luam, mai mult sau mai puțin la diferite echipe, erau bani în România. Aveam tot ce voiam eu. Îmi luam tot ce-mi trebuie. Dar în perioada aia credeam că dacă ai bani poți să cumperi orice. Nu poți să cumperi orice cu banii. Și nu era așa, uite. Și nu era așa. Dar în momentul de față prefer să am mai multă sănătate, iubire, familia lângă mine decât bani. Bineînțeles, poate că nici nu pot să-i mai fac atât de ușor ca atunci. Corect. Și trebuie să te adaptezi. Și am fost omul care m-am adaptat. Eu după 2 luni ce m-am lăsat de fotbal, lucram într-o tinichigerie vopsitorie în Germania, pe 1.500 de euro salariu. Oho. Și am lucrat 2 luni și oamenii mi-au zis că tu ai lucrat în România în domeniul ăsta, tu n-ai cum să știi. Mi-a plăcut și am învățat foarte repede. Te-ai adaptat. Da, m-am adaptat. Sunt un om care se adaptează oriunde. Nu mă interesează, nu sunt genul, mamă, merg în Italia, n-aș putea să mă adaptez. Că nu sunt cu prietenii mei, bun, nu sunt cu frații mei, nu mă adaptez. Sebi, ne apropiem ușor de final și vreau să-ți dau niște nume de YouTuber să-mi spui păreri. Vrei să facem treaba asta? Pot să spun păreri, da. Pentru unde, că... preferințele tale. Încă o dată, că nu te-am auzit, te rog. Zic, după preferințele tale, dacă vrei să te abții, nu cunoști, nu te uiți, nu privești, nu știu, părerea ta. Unde nu cunosc, nu mă uit, nu privesc, nu vorbesc. Corect. Nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea despre cineva. Dar chiar și când îmi dau cu părerea, e strict cum văd eu lucrurile. Da, din punctul tău de vedere. Corect. Bun, hai să începem. Deci urmărești zona de YouTube românească. Mai mult de gaming, nu știu altceva. Numai gaming-ul? Mai știu și altceva, dar nu știu. Întreabă-mă și vedem. Bun, hai să vedem. Păreri. Dorian Popa. Și maker.
Șmecher din ce punct de vedere? E un om care îți dă energie când te uiți la el, e un om dinamic, e un om care tot timpul indiferent, se vede pe fața lui un om obosit, când e obosit îl vezi după față. Fața ta nu mai e la fel ca și când abia te-ai trezit după un somn de 8 sau 10 ore. El, indiferent, obosit sau odihnit, are același vibe, îți dă aceeași energie când te uiți la el. Nu mă interesează viața lui personală, viața lui, nu știu, privată. Pur și simplu judec Dorian Popa ce văd pe YouTube. Okay. Un nu știu, influencer? E influencer sau ce? Da. E un influencer, e de toate. Care cu plusuri și minusuri e ok. Bun. Shelly. Cel mai șmecher. De ce? Cel mai șmecher de ce? Pentru că e un tip foarte deștept. Claros. Shelly mi se pare genul de om care mâine, dacă se termină YouTube-ul și se închide platforma YouTube, poate să redevină la fel de cunoscut în alt domeniu. Shelly. Da. 100%. Deștept. Five Palash. Gang nu. Five Gang nu. Vorbim de Shelly. Da. Palash. Ok? Shelly. Palash. Pe Palash îl știu de vreo 2 ani jumate, 3. M-am jucat CSGO cu el. Și sincer, el mă știe pe mine doar de pe YouTube, știe că am fost fotbalist, e un om cu caracter bun, de ce? Pentru că poate e unul din puțini YouTuberi care niciodată nu i-am zis, băi, te cunosc, fă-mi și mie un raid, de exemplu, cum se face pe YouTube. Niciodată. E genul de om care a aflat că am făcut YouTube, repet, n-aveam așteptări de la absolut nimeni dintre alți YouTuberi, dar ca idee. Care a venit, mamă, right by Palash, m-am speriat, 300 de persoane. What the fuck? Nu i-am cerut omul ăla, asta spune multe despre om. Da, e un pentru mine, e strict părerea mea. Nu mă interesează părerea altora. E strict părerea mea vis-a-vis de Palash, un om ok, care a muncit mult, să stai atâtea ore pe live, tu știi lucrul ăsta, nu e easy. Nu e easy. Da, știu. Și făcând următoarea YouTube persoană. Sunt cheltuieri. Ok. Imogen. Băi, și pe el știu și m-am uitat puțin la ceea ce face. Vorbim de Imogen început sau vorbim de Imogen ce e în prezent? Imogen, nu contează. Mie mi se pare că nu s-a schimbat deloc. S-a schimbat puțin pentru că Imogen acum deja o dă și pe partea de artist. Înainte era doar Imogen, YouTuberul. Știu, cântăreț, da, știu ce zici. S-a schimbat treaba, dar e un om cu carismă, e un om, ceea ce face Imogen nu e ușor, nu poate să facă oricine. Haz, are super carismă, băiețași. Deci bun. Ok. Neveu. Imogen, da, bun. Îmi place Neveu. Imogen. Neveu când a început să facă YouTube, îl urmăream, dar la un moment dat, când am început să-l urmăresc foarte bine, a început să-mi displacă. De i-am ce? Dat unfollow, i-am dat pentru că mie nu-mi place nu știu, nu mi-a plăcut ceea ce se întâmpla în relația lui, nu-mi plăcea stilul lui de viață. Da, am nu-mi înțeles, plăcea am stilul înțeles. Lui de viață. Dar aveam ocazia să mă joc cu el CS, n-am făcut-o niciodată, pentru că eu nu sunt prefăcut. Dacă nu-mi place să stau la masă cu cineva, n-am să o fac niciodată, doar de dragul de a-ți face-o. Dar în schimb acum, pe final, da, îmi place pentru că și-a schimbat puțin atitudinea. Nu mai e un copil, nu mai e atât de lăudăros. Am stat de mult de vorbă cu el, i-am spus părerea mea personală despre el. A apreciat-o, un om prost, ca să spun sincer. Se supăra pe un om care îi spunea, bă, vezi că eu ți-am dat unfollow atunci, că nu-mi plăcea de tine. Și nu mai vorbea cu el niciodată. El nu a făcut-o, a apreciat că i-am recunoscut și da, acum îmi place ceea ce face. Corect. Antonio Pican. M-am uitat și la băiatul ăla. Nu știu, n-am nicio părere de Antonio Pican. N-ai nicio părere. Nicio părere n-am. Și acum ultimele două persoane. Pentru că n-am fost atât de interesat. Poftim? Ultimele două persoane, la părere. Te ascult. Sinceră. Sincer. Sebastian Chitoșcă, YouTuber. YouTuber?
Băi, sunt prea prost ca YouTuber. Prea prost, la modul că eu spun foarte mult la suflet, bă, frate, pun, nu știu. Eu aș vrea pe YouTube să fiu fras cu toată lumea la modul cu viewerii mei. Da. Nu știu, să avem o relație mai mult decât abonat. Da, știu ce zici. Dar nu se suflet. Poate. Nu se poate, pun prea mult suflet, deci nu cred că sunt în momentul de față călit și uns cu toate alifiile pentru a face YouTube. O să dureze. Și mai multe de învățat. Bun, ultima persoană. Ready? Yeah. Conacu. Am auzit, cred că mi-ai apărut odată la recomandate, am și intrat pe live-ul tău, te-am și salutat, nu? Parcă, țin minte, nu știai de mine, nu știai cine sunt, tot numele ăsta l-aveam, eram YouTuber, asta s-a întâmplat acum, cred că 3 luni, când am intrat prima oară pe stream-ul tău. Sincer, te-am văzut golănaș, băiețaș, așa, vulgar. Am zis, cred că și el e un actor pe YouTube, cum sunt mulți alți actori. Că mai nou am auzit termenul de actorie pe YouTube, știi? Bă, dar știi că sunt foarte mulți. Eu am aceeași fire și în viața reală. Doar că la un moment dat pe YouTube, de exemplu, eu vreau să creez un vibe. Eu vreau să pușez limitele. Și n-ai cum să pușez și în viața reală, știi? Și totuși jucăm cumva un rol. Na. Ok, cumva. Stop. Lasă-mă să spun, Conacu. Da. Am intrat pe canal tău, te-am salutat, am văzut ce faci, te jucai și Counter, parcă după aia stai de vorbă cu lumea, stăteai așa pe spate, așa întins. N-aveai o treabă, fumai parcă, nu mai știu. După aia, ți-am dat follow, evident, mai mi-apăreai pe live-uri, intram și la un moment dat mi-am creat o părere despre tine pe partea asta cu podcast-uri, am început să te văd altceva, am început să văd. Știi cum e, când stai de vorbă cu cineva și te uiți la cineva când stai de vorbă cu el, parcă începi să-l cunoști, gen așa, da, îți faci o idee, o părere. Când te joci un joc, când te enervezi, când înjuri, când alea, nu poți să-ți faci o părere despre om, dar stând de vorbă, cum stai tu în podcasturile tale cu diferiți oameni, îți dai, bă, stai mă, că omul ăsta e ceva, e ok, și mi-am făcut o părere bună despre tine, altfel, dacă n-aveam o părere bună despre tine, nu erai aici. Nu eram aici. Deci, corect, ok, corect. Conacu. Mersi. N-am ce să spun mai mult. Mersi, nici nu trebuie să spui mai mult. Lăsăm timpul să decide, știi? Băi, da, Sebastian, practic, da. Sau Sebi, eu o să oscilez foarte mult timp cât o să mai vorbim în a zice Sebastian sau Sebi, nu știu cum vrei tu să nu zici. Contează, nu. Așa. De încheiere vreau să-ți mulțumesc foarte mult că ai participat la podcastul ăsta și nu mă așteptam, sincer. Dar te-aș ruga ceva, dar asta să fie, o să o zic cumva ca ultima mea vorbă, să nu mai poți să mă mai contești, știi? Ok. Deci nu e de rău, e de bine, dar o să o zic ca ultima mea vorbă, știi? Gen, după ce facem outro-ul, o să zic treaba aia și vreau să, îmi dai mesaj pe Instagram dacă vrei să mă contești, dar nu mă mai contest, las să te aud acum. Că... Nu te contest, dar vreau să zic eu ceva înainte. A, spune, păi da, te las pe tine. O părere la prima vedere poate să fie bună sau proastă, de asta nu ți-o exprimi atunci și urmărești omul să o vezi. Dacă eram un om idiot sau prost, intram la tine pe live, îți dădeam dislike, nu mă abonam, nu continuam să te urmăresc și spuneam că ești șaize, adică nu mă interesează. Aia a fost o părere de moment, de prima vedere, de 3 minute, de 5. Da, corect. Părerea se schimbă. Sebi, îți mulțumesc mult că ai venit la podcast și rog și oamenii, pentru că am văzut că faci o treabă foarte bună pe YouTube și încerci să-ți găsești și tu calea și sincer, nu putem să ne găsim calea și contentul preferat fără oameni, fără a ști ce oamenii apreciază și cred că și tu ești de acord cu treaba asta. Și de-aia vreau să rog oamenii să se uite în descriere, să-l căutați și voi pe Sebastian, să vedeți acolo ce face și nu că vă zic eu să dați subscribe, ci voi să decideți dacă ceea ce face Sebi în momentul de față merită subscribe-ul vostru și voi vreți să urmăriți treaba asta. Eu așa recomand oamenilor. Ceea ce nu știu și n-am vorbit despre asta, cum faci tu niște podcasturi cu diferiți YouTuberi sau persoane pe care le cunoști, fac și eu interviuri cu fotbaliști. La mine, pe canal, odată la săptămână,
avem interviuri cu diferiți fotbaliști. Dacă e cineva, deci nu cer un subscribe de la cineva care nu e pasionat de sport. N-am nevoie. Corect. Pur și simplu, dacă vrea cineva să se aboneze, se aboneze pur și simplu că se regăsește în sport, se regăsește într-o, nu știu, într-o dispoziție să vadă un live sportiv, o discuție Corect. Sportivă și Corect. Tot așa. Nu caut și nu urmăresc cifre și numere pe YouTube, pentru că dacă Corect. Vroiam chestia asta, intram în niște subiecte bombă din fotbal și eu îmi făceam niște subscriber de nebune. Am înțeles. Nu urmăresc chestia asta. Deși... Vedeți că băiatul e pe față, băie, ce trebuie. Deci intrați acolo la Sebastian Chitoș, că căutați-l pe YouTube. Urmăriți-ne și pe Instagram acolo, că apar aici sub noi, că suntem activi acolo și vă răspunde la mesaje. Și dacă vreți să luați legătura cu noi, o puteți face prin intermediul Instagramului, că pentru de exemplu, live-uri facem o dată pe zi sau o dată la două zile și e mult mai greu să dați noi. Așa că urmăriți-ne pe Instagram. Eu am fost Conacu, el a fost Sebastian Chitoșcă, o să-i zic treaba aia de final și o să încheiem aici podcastul. Sebi, m-auzi? Da. CSA înseamnă steaua. De acord cu tine. Mulțumesc. Vă salutăm, boys, vă salutăm și vă mulțumim că v-ați uitat la noi. Pa, pa.